Salutare, dragii mei! Știți cum numesc, știu ce fac. Astăzi vom vorbi despre altă temă pentru militari care vin și fac serviciul militar aici în baza militară Fort Liberty, de lângă Fayetteville. Descoperă opțiunile locative pentru familiile militare de români din jurul, în jurul Fort Liberty, Carolina de Nord. Hai să rămânem. Salut, prieteni! Dacă ești militar cu familia și ești din România, să vorbești limba română și te gândești să-ți stabilești căminul în jurul Fort Liberty, Carolina de Nord, hai să analizăm împreună ce avantaje și dezavantaje aduce această alegere. Astfel, vei putea lua o decizie informată adaptată la nivelul tale și a familiei respective. Tale. Avantaje. 1. O comunitate solidă. Pro. Bucură-te de atmosfera prietenoasă și sprijinul dintr-o comunitate militară solidă, unde camaraderia este ca la ea acasă. 2. Facilități adaptate militarilor. Ai la dispoziție facilități precum spitale și școli specializate gândite pentru nevoile, pentru a răspunde nevoilor tale și ale familiei tale, care este în serviciu militar. 3. Oportunități de carieră în zonă. Zona din jurul Fort Liberty oferă o gamă variată de oportunități de angajare cu acces cu accent pe nevoile comunității militare, evenimente sociale și activități distractive. Participă la evenimentele comunitare și bucură-te de activități sociale care îți vor aduce amintiri frumoase și te vor ajuta să te integrezi în societatea americană. Dezavantajele. Reguli mai stricte. Locuirea într-o bază militară poate implica reguli mai stricte, dar și o comunitate bine definită. 2. Distanța de orașe mai mari. Districtele mai mari, precum Fayetteville, pot oferi o varietate mai mare de opțiuni culturale, dar trebuie să ții cont de distanța suplimentară care trebuie să trebuie să fiecare zi plecând la serviciu și înapoi. Opțiuni limitate de locuințe. Spațiul pentru locuințe în baza militară Fort Liberty poate fi limitată, ceea ce poate afecta alegerea disponibilă. 4. Dependența de structurile militare. Fiind angajat într-o bază militară, există riscul de a te izola parțial de viața civilă, depinzând prea mult de facilitățile militare, ceea ce este un dezavantaj. Schimbările frecvente. Schimbările dese de detașare pot afecta stabilitatea familiei și relațiile copiilor, în special în ce privește școala și viața socială. Cu toate acestea, fiecare monedă are două fețe și totul se rezumă la ceea ce contează cel mai mult pentru tine și familia ta. Cu o analiză atentă și luând în considerare nevoile personale, poți face alegerea potrivită pentru un cămin fericit și plin de împliniri. Să ai parte de o cultură frumoasă și lipsă de stres în noua ta comunitate din Fort Liberty, de aici, din Carolina de Nord. Pentru mai multe informații și întrebări pe temele imobiliare sau nu numai, puteți să-mi scrieți pe rețele sociale sau să-mi dați un număr de telefon la 919-295-0330. Cele bune, Ion Cergă vă salută de aici, din Fayetteville, Carolina de Nord. Cele bune, pa, pa!